Hei, ziua bună! Ziua bună, Cristi! Bună, Anușa! Ce faci? Mă uit la copiii ăștia, uite, ziua unuia dintre ei și se distrează fantastic. Acum se joacă cu o panglică, cu o minge, ce distracție pe capul lor! Super distracție! Păi și pe noi ce ne împiedică să sărbătorim? Da, putem să sărbătorim și noi. Ce să sărbătorim? Păi în fiecare zi cred că avem sute, mii de motive pentru care putem sărbători. Ia să vedem. Tu ce idee ai avea? Ce ai putea tu să sărbătorești asta? Uite, eu aș sărbători faptul că, deși este vară și e foarte cald, suntem capabili să găsim locuri răcoroase. Cum și e aici, chiar e răcoare unde aici. Filmăm noi la umbră. Chiar e răcoare, e foarte mișto. Alte motive pentru care ai putea să sărbătorești? Că încă am un păr foarte frumos. Eu m-aș gândi să sărbătoresc faptul că sunt sănătoasă. Și faptul că am și niște ochi cu o culoare verzi căprui. Și port ochelari? Și nu port ochelari. Uneori ochelarii pot fi un disconfort. Și știu de la prietenii mei care poartă ochelari că se aburez iarna când intri de la frig la căldură. Acum cu toată povestea cu masca... Da. Deranjează, pui mâna pe ei, se murdăresc, nu mai vezi bine. Știi ce putem să sărbătorim? Acum sărbătorim că n-am ochelari și dacă o să încep să port ochelari, o să sărbătorim faptul că îmi stă foarte bine cu ochelari. Și că poți găsi o soluție să vezi bine, da, în condițiile în care nu mai poți să vezi. Sigur, și în care poți să pari și mai interesant cu o pereche de ochelari. Ce motiv ai mai avea de sărbătorit? Păi faptul că, uite, stăm în picioare când filmăm și nu trebuie să stăm, Doamne ferește, în altceva. Într-un scaun cu rotile. Da. Deci că avem picioarele bune, sănătoase, putem să ne plimbăm, putem să alergăm, cum da, alergau alții mai devreme. Da. Ce alte motive de sărbătoare ați mai avea? Faptul că mă pot bucura de o băutură răcoritoare, rece, fresh și naturală. Eu, în acest moment, uitându-mă la ceea ce este în jurul meu, mă bucur că este o zi atât de frumoasă, că este soare și este un motiv să mă bucur. Este un motiv să sărbătoresc acest lucru. Este un motiv să sărbătoresc în acest moment că fac ceva ce îmi place. Îmi place să vorbesc. Îmi place să vorbesc cu voi, îmi place să vorbesc cu Cristian. Noi îmi place să vorbesc. Am constatat. Îmi place să vorbesc. Copilul meu era foarte contrariat când era mai mic. Dar cum poți să te plătească oamenii ca să stai de vorbă? Cred că e visul multor oameni să stea de vorbă și să fie plătiți. Cred că asta e o chestie. Mie mi-a ieșit și îmi place. Și îmi place maxim să stau de vorbă. Îmi ar place trebui să dai o petrecere pe faza asta pentru că când o facem? Păi eu zic cât mai repede, așa. Dăm petrecere. Ia să vedem ce motive de petrecere am avea, Cristian. Păi am avea multe, câte un motiv de petrecere pentru fiecare dintre prietenii noștri. Că avem prieteni. Cel puțin un motiv de petrecere pentru fiecare dintre ei. Tu câți prieteni ai? Câte zile te-ai sărbători? Cred că m-aș sărbători de două ori în fiecare zi. Cam așa. Putem avea o groază de motive de sărbătoare. Putem sărbători că părinții noștri sunt în viață. În cazul în care nu mai sunt, putem sărbători faptul că au trecut în altă formă de viață și ne-au lăsat o moștenire emoțională, mentală, poate uneori și fizică. Că ne-au lăsat pe noi. Că ne-au lăsat pe noi, că ne-au creat pe noi, că datorită lor noi existăm. În cazul în care avem copii, putem să ne bucurăm și să sărbătorim că avem copii, care uneori ne scot din minți, dar sunt copiii noștri și ne bucurăm că îi avem. Mă, dacă ne scot din minți, înseamnă că sunt normali. Și noi suntem vii. Mm-hmm. Și prezenți în viața copiilor noștri. Putem să sărbătorim faptul că am o eșarfă care îmi place. Și mie îmi place eșarfa ta. Ai multe eșarfe. Mulțumesc. Eșarfa, cu ani în urmă am învățat că este un simbol al relației. Aha. Eșarfa este relația. Ar trebui să port și eu eșarfe? Nu obligatoriu, dar în metoda pe care eu am învățat-o cu ani în urmă de a comunica, metoda ESPERE a lui Jacques Salomé, simbolul relației, al treilea personaj din relație, uh-huh, era eșarfa. Deci putem să sărbătorim pentru fiecare eșarfă pe care ne-o cumpărăm. Exact. Sau pe care o primim cadou. Exact, în fiecare relație pe care, uh-huh, o primim de la ceilalți. Putem să găsim orice motiv să sărbătorim.
Și vă recomand să sărbătoriți, pentru că în momentul în care suntem într-o stare de bine, într-o stare de bucurie, într-o stare de sărbătoare, corpul nostru generează anumite substanțe, are o anumită chimie sângele nostru, sunt anumite substanțe care se descarcă acolo și se întâmplă anumite lucruri, iar întreaga noastră ființă intră în starea de vindecare, de autovindecare. Deci când suntem bucuroși, când suntem fericiți, când sărbătorim, când ne sărbătorim, când sărbătorim viața, de fapt ne vindecăm, ne autovindecăm. Asta e foarte tare și acum îți propun să mergem să sărbătorim și să ne vindecăm. Eu de-abia aștept să sărbătorim cu o cafea. Eu cu apă plată. Perfect, vă salutăm, toate bune!